Bună seara! E ora Bună 7 seara! și sper că v-ați obișnuit. În fiecare zi de lucru până acum vă invitam pe Unde Verde să discutăm, dar pentru că au apărut niște sincope, am decis că această emisiune, începând de azi sau de săptămâna viitoare, va fi luni, miercuri și vineri. Azi e vineri, ziua victoriei asupra nazismului în războiul 2 mondial. Dar nu vom vorbi despre asta pentru că la orizont se văd alegerile locale. În toată România, alegeri locale generale. Nouă ne pasă foarte mult de capitală. Eu sunt în București, în drumul taberei. Și de aceea m-am gândit că e timpul să vorbim și cu activiști care s-ar putea să se implice în alegerile locale. Mă bucur să vi-i prezint pe colegii mei și de partid și de sector 6, dar nu și de filială de partid, pentru că ei deja au o organizație puternică, influentă. Noi abia încercăm să facem o astfel de organizație în sectorul 5. E vorba de Alexandru Piru, aici cu căști, și de Marius Salut. Bucur, fără căști, dar cu zâmbet Bună pe buze. seara. S-ar putea să ni se alăture și un al treilea coleg al lor, dar o să-l rugăm pe el să se prezinte ultimul. Acum, pe cei doi prezenți aici, îi rog să se prezinte cu ce se ocupă în viața de până la partid și cum de-au ajuns să adere la Partidul Verde. Când s-a întâmplat asta? Că eu am abia 2 luni de când a venit și imediat m-au pus la treabă să fac emisiunea asta. Dar voi ce faceți? Cu ce vă ocupați? Că emisiunea asta e un fel de prezentare a activiștilor verzi, inițiată de Partidul Verde. Numele se pare că l-a dat Florin Călinescu. Verde în față. Să o zicem pe de-a dreptul. Alexandru, cu ce te ocupi? Că înțeleg că ești mai... Salut! Așa. În viața de zi cu zi dezvolt o afacere. Sunt antreprenor. Afacerea e în domeniul auto și se ocupă cu export de autoturisme rulate către Uniunea Europeană. Hopa, nu invers. Nu invers, că trebuie să facă cineva și acest circuit. De obicei, da, piața auto e sufocată de importatori aici în România, dar dacă încerci să faci acest lucru corect, există o nișă destul de bună și pentru exportul mașinilor rulate. În Interesant, mod dacă să vrei eu normal. să desfășor subiectul ăsta, că poate-s curioși spectatorii. Dacă nu, povestește cum ai ajuns la partid. Eu îl pot dezvolta, poate fi un subiect de interes și pentru urmăritori, mai ales că e o piață umbrită de tot felul de personaje, mă refer aici de tot felul de evazioniști fiscali sau. Toată lumea e tentată să păcălească fiscul. Corect, acum. Există întotdeauna uscături în orice pădure, Mai ales aici dar. în estul Europei, toți sunt șmecheri, toți evită fiscul, după aceea se plâng că nu au pensii, burse, salarii, nu au infrastructură, bugetul e sărac, oare de ce? Exact de-aia. Corect. Acum, ideea e să luăm ceva măsuri în fiecare domeniu la care putem contribui sau la care ne putem pricepe și să aducem ceva bun în sensul ăsta, eventual și poate o discuție cu autoritățile ne va face să fie și ele mai atente la anumite detalii care pot stopa sau pot micșora gradul de evaziune. De exemplu, să scadă taxele. Că oamenii sunt tentați să evite impozitare când sunt taxele prea mari și te costă mai ieftin să dai șpagă. Așa e, așa e. Pe de o parte, strict la domeniul auto, se desfășoară foarte multe tranzacții pe persoană fizică și am observat că în ultima vreme e o modă a celor care au făcut foarte mulți bani negri din acest domeniu. S-au extins acum către domeniul imobiliar. Sunt dezvoltatori de complexe rezidențiale, tot pe persoana fizică. Și mă E clar așteptam că e să înceapă un. a importa mașini electrice.
Nu sunt genul de oameni. Dacă au evitat fiscul, evită și mediul curat, nu? Puțin le pasă, după noi potopul sau cum Din zicea. păcate, exact. Așa că sperăm să ajungem să fim ascultați, cel puțin la nivelul fiecăruia de expertiză, și să punem umărul să îndreptăm multe lucruri care merg pe un circuit greșit. Fine, mersi, Marius. Salut, mă numesc Marius. Cea mai mare experiență a mea este în domeniul vânzărilor, mai exact în domeniul telecom. Am Primești lucrat bucur, dar nu 7 ești ani. din București, am înțeles, de câțiva ani doar. Da, doar de câțiva ani, de 2-3 ani aproape. Momentan sunt în Bacău. Mi-e mai ușor să trec peste pandemie aici, acasă. După cum spuneam, marea mea experiență este în domeniul vânzărilor, vânzări, servicii, mai nou mă ocup cu vânzarea sau promovarea serviciilor din domeniul financiar contabil. Nu știu dacă este un moment bun, adică o simt, se vede că nu este un moment bun De pentru. ce contabilitatea se face și pe timp de recesiune? Tot trebuie să numeri pierderile, și nu? Da, trebuie să numeri și pierderile, să ajustezi acolo unde este cazul, adică na, mai mult Să ca faci sigur trebuie. proiecte. Da. Auzim că guvernul se gândește să electronizeze sau deja a început electronizarea aplicațiilor pentru fonduri europene, ceea ce înseamnă minunat. Nu știu dacă vă ia pâinea de la gură, nu? Da, chiar astăzi citeam un articol. Există un proiect pe tema asta. Dar na, știm cum e la noi. Proiectele se fac, dar Păi nu, că am mai greu auzit că să pună în săptămâna asta practică. se implementează. Azi fiind vineri, probabil săptămâna viitoare. Și va fi ca metroul din drumul taberei. Câțiva ani Da, în pe am mai mai, fost, da? s-a mai implementat un proiect pentru o schemă de ajutor pentru întreprinderile mici și mijlocii, acel program IMM Invest. După cum știm, din ziua în care i-au dat drumul, nu a funcționat. Deci, s-ar părea că e ceva normal la noi să facem ceva și să nu funcționeze. A picat platforma și au mai fost cazuri de genul. Ați evitat ambii să spuneți cum ați ajuns la Partidul Verde? E ceva secret? Ați venit cu misiune Nu, nu mai este sau... niciun secret. Cred că au omis. Alex, vrei să ne spui? Da, nu am evitat, din contră. Am ales să mă alătur Partidului Verde pe lângă convingerile legate de ecologie. Sunt conștient că scena politică are nevoie de ceva proaspăt. Și fiind un partid nou format, chiar dacă el exista și în trecut sub altă formă, cam asta e și ideologia mea legată de politica din România. Consider că oameni noi trebuie să sunt cei care vor putea schimba acest sistem politic împământenit în România. Și vreau să mă implic pe cât pot, să pun umărul și să văd unde putem ajunge. Deci e prima voastră experiență politică la ambii. Da, și Da. pentru mine la fel. Și care vă sunt planurile? Vă implicați în alegerile locale? Chiar voi, candidați? Sau nu s-a stabilit? Din punct de vedere al candidatului, încă suntem în discuții, dorim să găsim o variantă. E important, așa cum am stabilit la ședințele interne pe care le-am avut în cadrul organizației sectorului 6, e important să acordăm o atenție deosebită creșterii nivelului de membri al partidului. Odată Nivelul cu lui, creșterea ca număr, nivelului nivel sau numeric, nivelul da, numeric, numeric, educațional. educațional, îmi putem îmbunătăți și pe acela, că loc de studiu e totdeauna. Ne concentrăm să strângem cât mai mulți membri în cadrul organizației,
Sperăm că în viitorul apropiat să ne axăm și asupra unui candidat care să fie potrivit pentru a ne reprezenta la nivelul alegerilor locale. Păi, sunt sigur că știți, nu doar primarul se alege la alegerile locale, Sigur, ci sigur. și Consiliul. Și deci oricare dintre voi sau chiar amândoi ați fi necesari poate în Consiliul Sectorului 6, pentru că am văzut cam mult PSD și alt oportunism în acel Consiliu. Îl urmăresc pentru că îmi pasă, pentru că și eu locuiesc de 3 ani aici. Și e necesară schimbare, înverzire cel puțin, ca idee. Da, deci noi lucrăm la aceste liste, discutăm în fiecare ședință săptămânală pe care o avem, o dezbatem. Cum spune Alexandru, na, printre altele ne axăm și pe aducerea de forțe noi, ca să spun așa, și cantitativ, dar și calitativ. Avem de nevoie de oameni pregătiți bine, ancorați în realitate, ca să spun așa, care să cunoască problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Hai să trecem la problemele capitale ale urbei, totuși. Înțeleg că ești la Bacău, dar în mod sigur îți pasă de București și s-ar putea să vrei să faci politică aici, la București. Care sunt problemele prioritare pentru verzii din sectorul 6? Nu e așa că mediu? Avem multe probleme în sector, da, și mediul este o problemă, poluarea în sine și nu doar în sector, ci tot în toată capitala. Da, că trage un vânt și ajunge peste trei sectoare imediat. De la gropile de gunoi, de la cineva a incendiat ceva și tot fumul ăla imediat ajunge în oraș. Sau de la cheturi, care sunt mare parte aici în sectorul nostru. Am avut o discuție mai săptămânile trecute cu colegi de-ai mei din sectorul 5 și oamenii erau mai vorbăreți. Chiar despre ceturi mi-au pomenit că uneori noaptea ard păcură, că ar fi mai ieftină și că asta poluează foarte mult când ele sunt obligate să ardă doar gaz. Deci ar trebui cumva instituite, nu știu, controle puse la treabă, garda de mediu, Din instituite, punctul meu da, așa, Alexandru. de vedere, problema ceturilor din București e una destul de profund de analizat, nu e una simplă. Bucureștiul cred că e unul dintre puținele orașe din țară care mai are un sistem de termoficare centralizat. Nu sunt de specialitate și nu-mi dau seama dacă e neapărat un lucru bun sau un lucru rău. Rău din punct de vedere al mediului. E clar că la ora actuală există pe piață soluții mult mai verzi. Acum e de analizat cum pot fi ele implementate la nivelul capitalei. Cred că printr-o Nu comisie sunt de în. specialiști pot fi analizate. Dar știu că eu, de exemplu, sunt din Brăila, acolo nu mai există de mult o termoficare. Acum se folosesc centralele la nivel de apartament. Din punct de vedere al poluării, acestea au evoluat destul de mult și din punct de vedere legislativ nu-ți mai poți instala orice centrală foarte poluantă, că sunt niște reglementări în acest sens. Nu pot face acum un calcul să-mi dau seama dacă un cumul de centrale de apartament poluează mai mult sau mai puțin decât o unitate de termoficare la nivel de București. În mod sigur, niște specialiști poate să ne spună, dar sunt convins că sistemul ăsta descentralizat cu centrale de bloc sau centrală de apartament creează probleme la sistemul de gaz, la presiunea gazului și tot așa. Mai creează și pericole de explozie. În blocul ăsta al nostru, e unul cu 10 etaje, ne-au adus deja două sisteme de verificarea scurgerilor de gaz. Una centralizată cu Wi-Fi, alta la fiecare țeavă. Deci e cu riscuri. Eu înțeleg într-un bloc cu trei nivele să permiți cui vrea să-și instaleze centrală.
Dar în blocurile astea comuniste, de 10 și mai mult, e mare pericol ca undeva pe la mijloc să sară cineva în aer cu centrala lui făcută de temir ce meșter Costică și după aceea numărăm victimele. Da, mă gândesc că din cauza asta au și pus, am văzut și eu undeva prin capitală, sunt acele detectoare, da, sunt puse și în casă, sunt puse și pe casa scării, la fiecare etaj. Deci cineva cred că și-a luat cât de cât niște metode de prevenție, ca să zic așa. Înseamnă că ei sunt conștienți de ceva. Locatarii sunt nemulțumiți pentru că spuși să mai plătească un sistem pe care, adică după ce au plătit unul deja, un sistem de securitate, dar probabil sunt probleme. Sper că nu-s doar scheme de estorcat niște bani de la oameni, de vândut niște produse și niște sisteme. Da, poate fi și aceasta o variantă. Na. Tocmai ne spunea Alex ce se întâmplă pe piața auto, oportuniști și... Problema salubrizării. Urmăriți ce se întâmplă. Chiar dacă sunteți din Brăila și din Bacău, aveți aici de dus gunoi, de plătit factură la evacuare. Nouă ni s-a pus pe scara blocului anunț că ne va costa prea scump să mai ducem gunoiul ca până acum totul la grămadă și dacă îl separăm, atunci rămâne tariful mic. Și iată, începem să separăm gunoiul în București, în anul 2020 abia. Mă tem că Abia nu-l anul folosesc, nu-l 2020. reciclează, dar măcar se obișnuiește omul cu separarea gunoiului. Ce știți de asta? Da, eu pot să spun că chiar mă ocup cu selectatul deșeurilor, ca să spun așa. Îmi pun plasticul, dozele, gunoiul menajer, conservele, deci pe scară unde locuiesc, este o regulă. Este o regulă, toată lumea când duce la ghenă gunoiul, duce selectat, ca să spun așa. Acum nu știu cât de mult se selectează la nivel de capitală. Sincer să fiu, prea puțin văd lume care să selecteze aceste deșeuri. Da, din punctul meu de vedere, nivelul de a selecta, diferenția deșeurile la nivel de București sau de sectorul 6, dacă dorim să ne referim așa, e cred că 0 sau 0,1%. Iar, De la fel, ce din zero punctul meu de dacă vedere, lucru am văzut e chiar de zero că nu primărie se face. create câteva puncte, unul lângă Oșan, unul e aici în drumul taberei și stă tot timpul, chiar și duminica, chiar și până seara la 8, stă om sărmanul și supraveghează cum aduci tu și separi sticla la sticlă, metalul la metal și tot așa. Știu, știu. Că după Din aceea punctul le meu de vedere. evacuează cu aceeași autospecială și le toarnă pe toate la grămadă, am filmat, am documentat. Dar măcar îi obișnuiești pe oameni cu ideea de separare. E un lucru bun, dar din punctul meu de vedere, această obișnuință a oamenilor cred că trebuie făcută tot la nivel de legislativ și, din păcate, cred că va funcționa doar la nivel de amendă. Până nu vei reglementa și amenda pe cineva care își bate joc de o resursă, cred că nu vei civiliza foarte ușor Torni gaz pe focul societatea. suferinței acum în carantină când am luat sute de mii de amenzi. Am înțeles că sunt 300 de mii de amenzi, de câteva zeci de milioane s-a plătit. Și după ce s-a pronunțat și Curtea Constituțională că amenzile au fost mărite nejustificat, tu când te mai gândești la Neconstituțional, amenzi, da. oamenii și așa nu prea au încredere în stat. Să-i mai aplici amenzi, poate din contră ar trebui cu bombonica atrași, cum am auzit că sunt pe la niște moluri. Te duci cu plasticul sau cu sticla și primești bănuți sau reduceri sau ceva, nu? Corect, numai că la molurile respective recompensa, ca să zic așa, e la fel, la nivel de zero. Un exemplu pe care l-am văzut eu foarte bun și funcționează, l-am văzut în Germania, unde în momentul când în supermarket cumperi o sticlă de suc sau de orice altceva, automat lași la casa de marcat o garanție de 1 euro, care ți este returnată în momentul când te întorci cu sticla și o plasezi în acel separator. Atunci când știi că ai plătit 1 euro în plus pe sticla respectivă, eu cred că le pui frumos în sacoșă și primul lucru pe care îl faci la magazin e să pui înapoi sticla pe care ai golit-o. E Corect, și decât asta să... tot o constrângere financiară, nu la nivel de amendă, poate e un pic mai plăcută, dar tot o constrângere financiară. E și funcționează în țări mai
utilizată. Uite, ca să vezi, scuze, ca să vezi diferența, am mers în sectorul 6 la noi, la Carrefour, unde au și ei un punct dintre ăsta de colectat. Odată am fost acolo și a fost domnul drăguț, ai că te ajut eu și mi-a luat plasele și am fost și eu curios să văd ce face cu ele. Și am văzut că le punea pe toate într-un loc. Asta odată. Iar ca și recompensă, da, e undeva la 5 bani, 10 bani, ceva de genul ăsta. Adică, bine, n-am fost pentru bani, am fost, n-am zis că cineva poate să le selecteze acolo, dar se pare că nici la acel punct de selecție nu se făcea treaba cum trebuie. Da, apropo de mașini, nu e așa că orașul e plin de mașini abandonate, e un fel de cimitir auto și că ar trebui inventat un fel de program rabla și pentru gunoaie. Se mai, că ești specialist, zici în asta, se mai iau mașini și se dă reducere la mașină nouă. Din punctul ăsta de vedere, la nivel teoretic, programul Rabla funcționează. În schimb, el, din păcate, nu funcționează în scopul de a scăpa de mașinile cu adevărat poluante sau care cele la care te referi și tu, care le vedem la fiecare centimetru pătrat la nivel de București. Există și aici o discrepanță datorită faptului că cei care și casează, care ar dori să-și caseze mașina respectivă, din păcate nu au o putere financiară să își cumpere O o mașină mașină nouă. nouă. E pentru o mașină pe care o casezi, primești un bonus consistent, în jur de 1.500 de euro, dar ești constrâns să-ți cumperi o mașină nouă. Și atunci cel care are în proprietate o mașină foarte veche, de cele mai multe ori nu este măsură să-și cumpere, să acceseze și o mașină nouă. Și atunci beneficiul lui se diminuează drastic. Oamenii respectivi își vând acele etichete sau dacă ar fi varianta să meargă să-și caseze mașina respectivă, obțin sume derizorii, în 1.000 de lei. Iar beneficiarul real al bonusului e doar cel care își cumpără mașina nouă. Și astfel se evaporă dorința omului de a merge și de a scăpa de mașina pe care nu o mai utilizează și nu face decât să ocupe spațiu, să polueze în continuare cu ea. Și Poate ar. încă se pare că plătește taxe anuale, nu? În Dacă este teorie, radiată, nu poți casa știu dacă dacă n-ai se plătit plătește, taxele. nu, Alex? Cum? Dacă este radiată mașina, se mai plătește taxe ceva? La nivelul legislației din România nu mai există termen de radiere. Practic, acum nu ai cum să-ți mai radiezi o mașină decât ori o casezi, ori o vinzi către o terță persoană. Există și aici vicii legislative, probabil că sunt unii care au găsit metode de a eluda și aceste variante. Suntem buni la asta. Despre metrou din drumul Taberei, ce știți? Când îi dau drumul? Cred că știm ce știe toată lumea, că Au trecut trebuia 10 minimum. ani, dar când o Din să ce meargă, nu știam, știm. da, ultima dată limită pe care o știam eu era undeva astă toamnă. Acum, Am auzit că la vară, dar la vară îi pui mâine. da, la vară mai avem puțin și... Da, am înțeles că sunt niște probleme din ce mai citisem prin presă cu metrou din drumul Taberei. Nu, erau mai multe probleme acolo. Citesc comentarii de pe pagina Partidului Verde. Cornel Burete zice că la ei în Pitești au început să pună ghene îngropate pentru resturile menajere, iar cele de plastic, sticlă și carton sunt supraterane. Sperăm că în maxim 2 ani, având mașini separate de colectarea gunoiului, să devenim un oraș mai ecologic. Eu sper gropile cele să nu se transforme în pericol public, cum azi a ieșit în sfârșit la plimbare și aici, pe lângă o școală, am găsit tot așa o gură de canalizare care atârnă pe o bucată de scândură. Și e lângă școală. Copiii o să înceapă a alerga cu ușa, să ascundă pe acolo, să fumeze și o să auzim într-o zi la știri că 3 au căzut într-un puț de ăla și s-au sufocat. Uite, colegul nostru Andrei, pe care îl așteptăm aici, scrie comentarii. În loc să intre, să adere la discuție, pentru că e așteptat.
Poate reușește să ne se alăture. Așa. Ne întreabă Gabriel Ursescu, colegul nostru din Suedia, dacă e suficient de transparent administrația publică. Urmăriți, vă interesează viața primăriei sector 6, întrunirile Consiliului Local. Ați scris vreo petiție vreodată? V-au răspuns? Au rezolvat problema? Transparența din punctul meu de vedere nu există la așa cum ar trebui să fie. Rog pe cred că Marius să facem microfonie un pic. Da, să scadă sau când nu vorbește să închidă microfonul cel mai bine. Scuze. Da. Sau dă sunetul magic. E ok, acum e da, bine? Da, acum e mai bine. Da, ziceai de primărie, de transparență. Spuneam că transparența, din păcate, la nivel de rezolvare a problemei nu există. Am observat că s-au transformat, acum au făcut niște proceduri care să-ți transmită un nivel de transparență fals, în sensul în care dacă transmiți o sesizare, îți vine un e-mail generat automat, cum că sesizarea respectivă a fost procesată, că se va ocupa cineva, dar problemele nu sunt preluate de în timp real de cineva care chiar să urmărească problema respectivă și să ofere un răspuns la capătul ei. Pot oferi un exemplu de aici, de la mine, din cartier, din Crângaș. A fost un pasaj care asigura legătura cu stația de tramvai al liniei 41, care deși a avut în prima instanță un termen de rezolvare odată cu începerea școlii, mă refer, asta e o problemă de acum un an și jumătate, copiii începeau școala, ar fi trebuit să utilizeze acest pasaj ca să ajungă în stație de tramvai, să nu mai fie nevoie să treacă pe trecerea de pietoni, să crească astfel siguranța. Au amânat cu cel puțin 6 luni redeschiderea pasajului, iar la sesizările pe care le-am făcut nu am primit decât că a fost redirecționat mesajul către o anumită direcția primăriei, că mi-a fost înregistrată cererea, dar niciodată n-am primit un răspuns concret la întrebări sau la sesizările respective. În schimb, vedem gheretele astea cică de prim ajutor medical pe la intersecții, care au mereu televizorul pornit, lumina arde, chiar dacă nu e nimeni în interior. Și acolo ne pune primarul Mutu reclame în disperare, mai ales reclamă electorală cu faptele lui. Ultima faptă ați văzut, a băgat câțiva litri de apă oxigenată în niște elicoptere, cu drone, a filmat frumos chestia asta și că el a dezinfectat orașul. Vă simțiți mai în siguranță că v-a dezinfectat cu apă oxigenată primarul Mutu? Nu, chiar la asta voiam să mă refer, la exemplu acesta. Am văzut și eu ce a făcut primarul, dar după ce a trecut elicopterul au vorbit niște specialiști și au spus că exact praful în ochi nu este eficient deloc. Acea pulverizare trebuia făcută la nivelul solului sau cât mai aproape ca să fie eficient așa din aer. A fost pur și simplu o chestie de imagine. Și oricum COVID-ul ăsta se transmite mai degrabă pe suprafețe. Cine umblă să pună mâna pe tramvai, pe troleu, pe bloc, pe copaci, pe jos, pe asfalt, când pe clanță se ia COVID-ul, pe butonul de la lift? Absolut aberant. Da, momentan, el ne are de idiot sau e chiar el nesimțit? Da, nu știu, în perioada asta, spuneam eu, sunt în Bacău. Aici am văzut, chiar au venit niște persoane la primărie și au dezinfectat, ca să spun așa, pe casa scării. Nu știu, în București parcă văzusem ceva și la știi, nu știu, în zona voastră a venit cineva, ați văzut ceva pe casa scării? Nu, dar au băgat pe hol un aparat pentru dezinfectant și cum au turnat prima dată s-a consumat, nu, acum toată lumea pune mâna și se convinge că nu-i nimic și transmite, a devenit un buton în plus de transmis COVID. Da, 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 da. Andrei spune că reciclarea trebuie făcută încă de la nivelul genelor din bloc. Cum vă spuneam, deja ne obligă să
separăm deșeurile, dar după aceea toate se bagă în aceeași auto specială și se duc la aceeași groapă de gunoi. Păi cum vă spuneam, așa se întâmplă la mine pe scară, le separăm, dar după când vine să le ia, le pun tot la grămadă. Mihai Cotobei zice, întâi trebuie făcute mici fabricuțe de reciclare ca să nu amestece gunoierii. Și se întâmplă, acum cel puțin hârtia și plasticul sunt selectate de niște oameni care fac din asta, nu știu, bani de mâncare. Și măcar atât. O să strângă într-o zi cineva și sticla, metalul. Na, metalul cred că tot îl aleg. Deci măcar pentru asta merita separat gunoiul. Tot Da, ca să Cornel. vă faceți o idee, din 3 sticle de plastic se face un tricou sintetic. Din 3 sticle de plastic. Oho, deci merită. Cornel Burete, tot el ne întreabă ce știți de spațiile verzi, care să fie minimul de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Cel puțin drumul taberei pare destul de verde, dar blocurile sunt atât de înghesuite încât micile scoaruri ocupate cu mașini parcate par cam puține. Da, un astfel de exemplu, chiar lângă blocul meu era un părculeț, iar anul trecut s-au apucat să-l modernizeze, s-a asfaltat ce-i drept printre blocuri, dar acel părculeț care era în formă de triunghi, ca să spun așa, a fost micșorat ca să se facă loc pe margine la parcare, pentru parcări. Deci nu știu dacă cu 50%, dar undeva cu 30-40% cred că a fost micșorat acel parc, acel loc de joacă dintre blocuri, ca să spun. Da, din punctul meu de vedere, Bucureștiul e un oraș cu o anumită infrastructură pe care nu mai putem acum modifica foarte mult, dar acordând foarte mare atenție unor proiecte de a dezvolta mijloacele de transport în comun, poate vom reuși să mai scăpăm de acest trafic sufocant și astfel pe anumite zone să înlocuim parcări de mașini abandonate sau de tot felul de zone, să încercăm să le facem verzi. Dar e un drum lung de parcurs și sperăm că în viitor vom reuși să aducem transportul în comun la un nivel decent, astfel încât să nu mai fie fiecare nevoit să fiecare familie în ultima vreme la nivel de București observ că din ce în ce mai mulți au două mașini, nu una. Una o utilizează soția, una soțul. Două mașini la Da. nivel de familie, clar că nu le putem gestiona la nivelul infrastructurii din București. Și crezi că dacă ar merge metrou, oamenii ar lăsa mașina acasă sau ar vinde, ar da-o prin programul Rabla să scape de ea și ar folosi numai transportul public? N-ar trebui să-i încurajăm cumva, poate cum fac unele companii sau țări, primării, care dau Care bonusuri dau. celor care vin la servici și la școală cu bicicleta? Sigur, ar fi ceva excelent astfel încât să convingem cât mai multe companii să ofere un astfel de bonus. În schimb, ar trebui lucrat în aceeași măsură și la infrastructura pistelor de biciclete, pentru că acum te gândești de două ori. Dacă oferi un bonus unui om să vină la muncă cu bicicleta, s-ar putea să fii responsabil de siguranța lui, pentru că el va fi nevoit să facă un slalom printre mașini, neavând o infrastructură pe care să o urmeze, să poată să ajungă în siguranță la locul de muncă. Dar voi Da, pedalați? îți dau dreptate. Mm. Eu mie îmi place să merg cu bicicleta, îmi place foarte mult, dar în București, sincer, nu. Mi-este frică de ce trafic este acolo, de ce. Nu, sincer să fiu, nu. Cu bicicleta nu mă dau în București. Am fost de 2 ori printr-un parc și cam atât. Aici, în drumul taberei, unde ziceți voi că au intervenit printre blocuri și au mai reparat trotuare și alei, lucrează și bucla asta, carosabilul și trotuarele, pentru că când dau în exploatare metrou, să arate frumos și pe afară, pe lângă stațiile de metrou. Și am văzut că ne bagă piste biciclistice pe trotuar, ceea ce îmi pare cam periculos și pentru noi bicicliștii și pentru pietoni.
Mai ales un copil, când l-ai scăpat de sub mână să se bagă sub roță, poți să-l omori, că bicicleta are și viteză, e și vehicul, e și greu și poți să-l omori. Eu cred că ar fi trebuit să fie o bandă dedicată pentru transportul public și tot acolo să meargă bicicletele, să fie desenat transport public și biciclete. Ei au preferat să-l bage pe trotuar, să alunge mașinile parcate pe trotuar, care s-au dus pe prima bandă și ocupă o bandă de carosabil în care s-au băgat o grămadă de bani, nu? Că e una să asfalteze o parcare, nu? Atâta strat de pietriș acolo și asfalt, și alta e să faci o bandă de carosabil. Trebuie câte straturi cu multă rezistență. Deci e risipă de bani publici. Dar cine s-a gândit să facă așa? Eu zic să schimbăm ideea. Vă pricepeți? Credeți că trebuie să inventăm bicicleta sau o aducem experți Nu din știu, Olanda, de exemplu, din eu Danemarca? părerea mea este că, nu știu, unul personal, îmi place să știu că sunt o persoană originală, că să facă ceva original, dar în punctul ăsta de vedere eu cred că putem să ne uităm ce fac alții în afară și să încercăm să adaptăm la noi. Dacă noi nu suntem în stare să gândim un proiect pentru piste de biciclete, haideți să ne uităm în afară, să vedem cum fac alții de reușesc și să luăm, să încercăm să implementăm și la noi. Na, între ghilimele, să copiem, da. Trebuie luat de la ei și implementat la noi, dar se pare că nu, nici măcar de asta nu suntem în stare. Colegul vostru, Andrei, zice că nu poate să intre în video, nu știu ce probleme are. În schimb, se dă cu părerea despre metrou. Zice că doamna Firea e la butoane. Din câte știu eu, metrou nu primăria îl face. E Ministerul Transporturilor, e o chestie strategică, centralizată. Și Ministerul Apărării acolo se bagă, nu? Că se bagă pe sub toate blocurile. Ce știți de metrou? Păi, ne întoarcem la problema pe care am discutat-o un pic mai devreme. Așteptăm de peste 10 ani de zile o deschidere a unei linii de metrou în drumul Taberei, care se tot amână și care se pare că se va mai amâna pentru a 10-a, a 20-a oară. Sperăm să fie implementat. Poate vom putea contribui și noi pe viitor la urgentarea acestor lucruri. Metroul e clar că aduce o decongestie a traficului și că e o măsură foarte bună și dacă se poate face și se poate duce la bun sfârșit, avem nevoie de astfel de soluții. Dar până acum, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile au fost mult prea mult amânate și va trebui să mai așteptăm. Mihai Cotobei zice, eu am mers și cu bicicleta și cu mașina în București, mergi mai ușor și asta e important, e că ai dat un exemplu. Așa e în Marea Britanie și așa e în Irlanda. Nu inventăm roata, lucrurile astea deja există. Mie nu-mi pare mai periculos traficul în București decât în Chișinău, de exemplu. În plus, aici terenul e plat și e chiar perfect pentru pedalat. Și vedeți, iarna aproape că n-am avut, deci poți pedala 11 luni pe an în continuu. Dar e necesară totuși infrastructură pentru că dacă ești biciclist și nu ai permis, carnet de conducere sau eventual experiență ca șofer, e mai greu într-adevăr de pedalat în traficul de aici. Ajungi într-o intersecție mare, vrei să schimbi banda spre stânga, nu mai știi unde, cum să te bagi. Mai bine cobori de pe bicicletă și mergi ca pietonii pe zebre. Păi oricum e lege pe trecerea de pieton, trebuie să cobori de pe bicicletă. Dar dacă ești pe carosabil, mergi ca mașinile liniștit, stai. Da. Oricum, din ce am observat în ultimii ani, la noi în România, lumea a mai început să meargă pe bicicletă, să facă sport. Nu știu, în ultimii 4-5 ani, cred că am văzut o creștere a numărului de bicicliști, ca să spun așa. Lumea a început să mai meargă cu bicicleta, să facă și sport, din ce am văzut, din ce în ce Totuși, mai mult, nu că nu făceau și până acum. la fel cum observam și la Chișinău, acolo se face o velohoră o dată pe an și se adună zeci de mii de bicicliști și mă întreb de fiecare dată, unde sunt bicicliștii ăștia în fiecare zi? De ce sunt numai la velohora? Aici tot așa, odată toamna, în septembrie se pare și
primăvară, în aprilie, se fac niște marșuri ciclistice civice, că vrem infrastructură, vrem parcări adecvate și tot așa ies câteva mii, poate până la 10.000 de bicicliști. Dar în trafic nu prea îi vezi. Ar trebui să mai insistăm, să mai facem și masa critică în fiecare ultimă vineri a lunii. Ar trebui ca acești bicicliști înrăiți să ajungă la putere, să se implice în politică, să-i invităm în Partidul Verde. Ne întreabă despre spațiile verzi. Dacă e valabilă propunerea venită de la partidul nostru, Cornel Burete zice, ca pe fiecare bloc să facem spații verzi ca în Spania. Eu în Portugalia am văzut un bloc cu foarte mult verde și la balcoane și deasupra. E posibil că am văzut că Gabriela Firea făcea niște chestii propagandistice, băga niște iarbă chiar pe stația de tramvai și iarba aceea se usca într-o săptămână după lansarea oficială. E viabil, e posibil să înverzim chiar blocurile? Eu cred că se poate. Dacă la alții se poate, se poate și la noi. Doar că na, trebuie gândită, trebuie implicați niște specialiști. Nu poți să pui copacul unde vrei tu. Nu poate să crească de unul singur. Ei trebuie să se pună la masă mai mulți specialiști să vadă niște exact cum se poate tehnic. Da, am văzut și eu, de exemplu, Milano este o clădire, nici nu se vede fațada, așa de verde este. Tot felul de copaci, de plante, vis. Se poate, eu zic că se poate, doar că În schimb la avem noi, nevoie de specialiști. când spui că iată e pericol să cadă copacul, creanga mare peste mașini sau peste oameni, vine și ți-l toaletează, se cheamă așa, și îți rămâne un ciot. Chiar acum am filmat la plimbarea asta, patru plopi la rând, au rămas ciotul din ei și au ieșit doar câte o rămurică mică și atât. Câte o crenguță, da. Da. Altul aici chiar între blocuri a fost toaletat anul trecut în toamnă și gata, s-a uscat. Deci, ce cu intervenția asta amatoricească? Ar trebui cerut responsabilitate, oameni buni. Spațiile verzi trebuie întreținute, tunse mereu, vegheate, când o creangă, un ram devine mai fragil, mai periculos, atunci îl tai. Dar nu tai totul și rămâne numai ciotul. Ca așa. Probabil și de toaletarea asta se ocupă acei oameni care sunt buni la toate. Aici mă gândesc că trebuie să ai o experiență în domeniu ca să știi de unde tai, cât tai, când tai. Nu poți să te duci pur și simplu și să tai crengile copacului, că nu. Poate ar trebui să existe o strategie, program, niște experți angajați în bază de concurs, nu pe Clar, criterii clar, politice clar, sau clar. de cumetrism, de nepotism. Aici cred că e cea mai mare problemă, că nu avem pe aceste funcții, nu avem oamenii puși pe competențe, ci doar pe grade de rudenie, probabil, pe ori de fel de legături financiare și tot așa. Colegul nostru din Germania, Eugen Trif, zice că prin intermediul școlilor primare se poate face o educație de reciclare, adică prin implementarea de programe care să-i facă pe copii să recicleze hârtia, peturile, sticla. Mi-amintesc că în școală pe noi ne puneau chiar să aducem hârtie, Strângeam maculatură. metal, să aducem la școală. În timpul sovietic era așa ceva. Și tot el continuă. Cred că ar trebui cel puțin peturile să fie colectate de magazine, exact ca în Germania, unde pentru un pet sau cutie de aluminiu se dă un sfert de euro. Da, oricum mă gândesc că totul pleacă de la educație. În orice domeniu, oriunde avem probleme, totul pleacă de la educație. Nu spun că profesorii pe care îi avem acum nu sunt buni, dar nu știu, eu mă gândeam dacă aș avea acum o putere de decizie, nu știu, probabil aș lua câțiva profesori și aș merge cu ei și aș școli în alte țări unde sunt rezultate. Și abia această generație de profesori să înceapă și să ne învețe ce au văzut ei în alte țări, să începem și noi să creștem mai european, ca să spun așa. Să ne educăm, să vedem exact ce se întâmplă în afară și să punem și noi în practică la noi, că sigur se poate.
Doar că trebuie cineva să ne învețe, se pare că singuri nu putem. Asta zic, totul pleacă de la Ne învețe ce au educație. văzut. Chiar vorbeam cu cineva din familie acum o săptămână, care la rândul lui a avut o discuție și la fel vorbea și spunea acea persoană că uite, tineretul ăsta nu știe să facă, nu știe să facă, nu știe să facă. Și atunci persoana asta a spus, păi nu ei sunt de vină, suntem noi. În primul rând, noi suntem de vină că noi i-am crescut și noi i-am educat. Și la fel și ei la rândul lor vor crește niște copii și care se vor asemăna cu exact cu ei. Deci cam așa se transmite educația, din generație în generație. Transportul public, ce alte griji mai are administrația locală, dacă tot ne gândim la alegerile locale? Observ că un spectator ne privește pe pagina Partidul Verde București și întreabă, dar cum să mă înscriu în partid? Intrați pe site-ul verzii.ro sau partidulverde.ro și acolo găsiți formular de înscriere, de acasă. Wireless, cum se zice, nu? Remote, da, de la Remote. distanță. De la distanță, digital. De altfel, Partidul Verde a făcut și un apel către guvernanți să facă și alegerile electronice, să poți vota la distanță digital, măcar experimental, acum la locale, după aceea la parlamentare, măcar o parte din oameni să stea acasă, să nu se ducă la secția de votare, să umble toți pe aceeași ștampilă, că, în mod sigur, anul ăsta nu scăpăm de SARS-CoV-2. O să reapară în toamnă, tocmai când o să fie alegerile alea, și locale, și parlamentare. Da, trebuie să fim conștienți că acest virus o să mai persiste. Eu mă gândesc că și anul viitor o să fie. Na, nu vreau să folosesc un termen prea dur, dar o să avem de tras de pe urma lui. Deci efectele se vor vedea pentru câțiva ani Da, dar nu uita de că acum avem deja încolo. câteva mii de însănătoșiri. Deci oamenii au deja imunitate și e aproape elaborat și se testează pe oameni, am vrut să zic antivirusul, vaccinul care tot te imunizează prin vaccin și pe oamenii ăștia nu-i mai ia. Nu-i ia virusul și ei nici nu transmit. Și oamenii au învățat și măsuri, au învățat să se spele pe mâini, să nu se atingă. Probabil tot anul ăsta vom umbla cu măști pe față, deci se va răspândi mai încetişor și va reuși sistemul medical să ne salveze. Mihai Cotobei insistă să intre cu noi în discuție, dar nu mai reușim că e deja aproape sfârșit de program. Cum comentați starea transportului public din capitală? Că asta sigur e preocuparea primăriei. Dacă urmăriți ce face Gabriela Firea cu STB-ul sau cum se numea el, RATB, altădată se numea, înțeles că și-a făcut firme și firmulițe cu toate, Da, măcar Consiliul Municipal. e o chestie nu, nu, nu o să înțeleg. De ce se cumpără mijloace de transport? Ultimele au fost cumpărate de la turci, de ce nu se cumpără de la noi? Am văzut, cred că acum o Păi, săptămână, dar au zis că sunt cei Euro din... 6, au zis că sunt Euro conforme. Se poate discuta pe tema asta, se poate găsi o soluție. Băi, hai să producem la noi în țară și să avem aceste caracteristici tehnice care trebuie întrunite. Deci asta nu cred că ar fi o problemă. Se poate discuta. Și ca exemplu, cei din Cluj, primăria din Cluj, a achiziționat tramvaie făcute la Astra Ploiești, sper să nu mă înșel, făcute la noi în țară și vreau să zic că arată super, super bine. Deci se București poate. nu Știu că prea, și în București nu prea București sunt vreo înnoie două. tramvaiele de foarte mult timp. Abia autobuze au început. Și nici Nu, garnituri stram. de tren în metrou nu au. Am înțeles că o să trebuia să ia de pe alte linii ca să trimită în drumul taberei. Că și acolo n-a mers ceva, licitație. E multă birocrație și multă corupție. Birocrație generează corupție de altfel. Că special sunt făcute bariere din astea ca să-ți taie cheful și să vrei să dai șpagă. Da, este un întreg mecanism în spate pe care noi nu-l știm cu totul, dar știm că există, îl vedem că există. Nu, dacă nu-l vedem la adevărata lui mărime,
E una, dar știm că există birocrația, corupția există și de asta trebuie stârpit totul din rădăcină, ca să spun așa. Riscul e să ajungem în consiliile de sector municipale, orășenești, județene și să treacă schemele pe lângă noi și să nu le sesizăm, să nu ne dăm seama dacă nu încercăm să ne pătrundem de spiritul legii, de prevederile legale, de felul cum curg banii, de nu vom cere transparență, dacă nu vom cere concursuri, competiții, angajarea pe criterii profesionale, atunci o să devenim complici la niște scheme despre care nici nu o să știm. Nu o să ne vină bani în buzunar din schemele cele, dar nici nu o să le oprim pentru că nu o să știm de existența lor. Va trebui să învățăm spirit critic, va trebui să învățăm să punem la îndoială, va trebui să ne uităm măcar pe diagonală în proiectele lor de buget, măcar la întâmplare să iei o cheltuială preconizată de ei și să verifici cât zici că va costa 1.000 de saci de plastic. Te uiți la piață, la magazin, te uiți cât costă un sac din ăla ca să-ți dai seama cât e real și cât sunt prețuri umflate. Să vezi ce firmă au de gând să angajeze pentru asta, deci soarta noastră e în mâinile noastre. Dacă ne băgăm în politică, trebuie să încercăm și să o facem bine, că doar cu bune intenții, vorba anticelor, și drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Vă rog, la final, dacă aveți niște concluzii sau ceva de spus despre ce nu v-am întrebat. Am înțeles că vă pregătiți deja și lista de candidați pentru alegerile generale sau parlamentare Sigur, generale, pentru că ne-a cerut-o generalul Călinescu, dar eu o cred că luăm pas totuși cu prioritatea pas trebuie să fie România. pe lângă listele de candidați. Prioritatea noastră rămâne de a fi deschiși către noi membri în cadrul organizației de sector. Milităm pentru lucrul ăsta și cred că o putem porni chiar de la nivel individual. De la un nucleu de 10-20 de persoane, fiecare reușește să convingă 1, 2, 3 prieteni care sunt buni pentru așa ceva. Astfel vom reuși să dublăm, apoi să tot așa să construim o echipă și să milităm pentru lucrul ăsta. Eu cred că la momentul ăsta e foarte important să vorbim cu fiecare prieten, cunoscut, coleg de serviciu și să îi spunem de existența acestui partid, astfel încât să devenim din ce în ce mai cunoscuți și fiecare să poată să-și aducă aportul în cadrul partidului. Doru Rebenciuc ne comentează: pentru a elimina corupția avem nevoie de lideri adevărați profesioniști. E un fel demagogic de a spune. Eu cred că mai degrabă avem nevoie de implicarea, dacă nu a fiecărui cetățean, măcar a unora din 10, unuia din 10 să se implice, fără niște cetățeni curioși, care pun la îndoială, care verifică, care cer socoteală, care scriu petiții, care sunt gata să iasă la protest sau să dea în judecată. Nu se va face nicio schimbare. Va merge cum merge, cu scheme, cu cumetrism, cu cheltuieli iraționale, cu milioane. Cât i s-au dat pentru parcul din drumul Taberei? Și de câte ori a fost reparat parcul din drumul Taberei? Numai l-au inaugurat și a trebuit să-l facă din nou, nu? Și tot un primar PSD se pare că a fost și celălalt. Deci a fost spălare de bani, poți să zici, risipă de bani publici. Au fost pulverizați banii din elicopter. Da, cam pe același model. Și, apropo, primarul Mutu și-a făcut și birou de campanie acolo în parc. Și-a făcut un birou din ăsta frumos, la care nu se duce decât atunci când vin televiziunile ca să-l arate că el e la treabă. Dar, de fapt, nu prea este printre oameni, că e boier mare. Deci eu nu cred în modelul ăsta mesianic, în lider minunat, care să oprească corupția. Trebuie întâi să creștem intoleranța noastră de individ, de societate, intoleranța la corupție. Și abia după aceea o să scadă corupția. Cât timp orice românaș e gata să dea și după aceea să ia mită, orice funcție l-ai pune devine un mic corupt, un mic Dragnea, un mic Adrian Năstase, un mic cine mai găsiți acum, din ăștia condamnați pentru, cum o cheamă, hai să zicem și femeie, Elena Udrea.
Deci pe oricine îi punem funcțiile lor, se comportă cam ca ei. Atâta timp nu o să avem nicio schimbare și degeaba o să așteptăm să vină un lider minunat care să ne îndrume pe aceeași cale. Hai, ai vrut și tu o Da, concluzie? clar, trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Asta cred că ar fi primul pas. Curiozitatea, îndemn cu acești prilej să lumea care se uită la noi să vină în sectoare de care aparțin, să întrebe de noi, de Partidul Verde, să vină să stea la discuții, să le împărtășim ideile noastre, să-i facem curioși și doar așa am putea să începem să zic să mișcăm ceva. Unitate, să ieșim din zona de confort și să punem umărul la treabă, să participăm să dezbatem problemele, să impunem tot felul de proiecte, să ne implicăm, chiar dacă nu avem experiență, dacă în politică, dar avem experiență în domeniile noastre și dacă ne punem la aceeași masă, eu zic că putem să facem lucrurile să se miște. Și în plus, iată, facem astfel de emisiuni în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, să știți, de săptămâna viitoare. Poate în următoarele ediții vom face o emisiune comună cu colegi de partid din tot municipiul București. Dacă am făcut întâi sectorul 5, acum am făcut sectorul 6, poate o să luăm pe rând și alt sector, dar poate facem și cu colegi din toate filialele de sector ca să vorbim despre starea capitalei, pentru că nu e așa, preocupă și pe cei care locuiesc în București, și pe cei care locuiesc în suburbii, și pe cei care vin la București doar așa, la sărbători, ca să vadă, pentru că îi afectează pe toți, și starea drumului, și starea mediului, și starea transportului. Da, băieții. Iar de la lipsa de responsabilitate de transparență, avem o grămadă de corupție care papă milioane din banii publici, din bugetul public. Da, Alex? Vreau să-ți mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-ai oferit-o de a participa la emisiune și sperăm să ne revedem în curând și în alt context, așa cum spui și tu, poate alături de toate organizațiile de sector de la nivel de București. Apoi, pe diverse alte teme, în funcție de specializarea fiecăruia dintre noi, cred că putem pune umărul și putem genera subiecte de real interes. Mulțumesc foarte mult, Marius Bucur și Alexandru Piru. Mulțumesc și eu. Îmi pare rău că n-a vrut să intre sau n-a reușit să intre cu noi și Andrei, colegul vostru, dar am înțeles că s-a dat cu părerea, ne-a urmărit, a fost alături de noi. Poate prinde la curaj și data viitoare va fi și el. Da, Noapte e nevoie bună! de puțin curaj, dar e ok, nu doare. Nu doare, nu mușcă, da. Nu doare. Mulțumesc, noroc, la revedere! Mulțumim, la Numai bine, revedere! seară bună, salut!